Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oameni care ne inspiră. Așa cum am obișnuit, eu sunt Crina Diculescu, gazda dumneavoastră și astăzi filmăm din nou la colegii noștri de la Dynamic Business Connections. Ca la fiecare emisiune, ca o să aduc în fața dumneavoastră oameni cu povești inspiraționale, oameni care au reușit să-și transforme viețile și nu doar pe ale lor, ci și pe celor din jurul lor. Și astăzi avem un invitat special care a realizat foarte multe lucruri din viața lui și care și-a transformat viața. Îi aștept să povestim și un om pe care eu îl admir foarte mult. Long story short, Ovidiu Drăghici, mulțumesc foarte mult că ești alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Înainte de a începe, cum fac în fiecare emisiune, o să citesc câteva cuvinte despre tine, pentru ca telespectatorii noștri să te cunoască. Este fondatorul și directorul general al unei firme de consultanță în IT, o companie pe care am ființat-o în 2005 cu scopul de a aduce tehnologia la îndemâna tuturor companiilor. Cu o carieră vastă în companii majore de te din telecomunicații, petrol și gaze, Ovidiu a acumulat o, o expertiză valoroasă ca și consultant IT la nivel internațional. Este pasionat de inovație, educație și dezvoltare personală, fiind mereu în căutarea de noi oportunități și soluții care să îmbunătățească viața oamenilor prin tehnologie. Deține o diplomă în Inginerie Informatică și un MBA la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, un CV, un bio impresionant. Deci, acum să începem. O video. Spunem, te rog, cum a început parcursul tău? Cum Ai știut de mic că vrei să urmezi o carieră în IT sau uh, ai descoperit-o pe, pe parcurs când ai mai crescut? Am, am descoperit-o cumva pe parcurs. Cumva de mic am știut că îmi doresc să fac un lucru în care vorbesc cu oamenii, în care relaționez cu oamenii și nu știam în ce domeniu, am gândit multă vreme că voi fi medic. După care am ales totuși să mă îndrept spre Politehnică, spre automatică. M-am gândit să fac automatizări de, de, procese și după aceea am descoperit partea în care computerele intră efectiv în partea de, de automatizări, de industrie și mi-am dat seama că în acel, în acel, proces discuți foarte mult cu oamenii și te implici. Mi-a fost un lucru de care mi-am dat seama că îmi doream să fac da, din copilărie. Și video mic, era un om extrovert, extravert, care se da. îi plăceau oamenii? Îmi plăceau oamenii, îmi plăcea să vorbesc, să mă joc, să cunosc cât mai mulți oameni. Să... Am fost un copil curios, am pus foarte multe întrebări. Oricui simțeam că îmi poate ridica vălul de mister din, din jur. Și lucrul ăsta cumva cred că m-a ajutat și mi-a definit pașii, pașii următori Curiozitatea asta te definește în continuare, adică a rămas, eu știu așa un pic Îmi doresc să să fi rămas și, și să mă însoțească pe, pe parcursul vieții Așa cum am zis și în descrierea ta, ai lucrat în companii mari În da. tele, ei, telecomunicații și în zona de petrol și gaze da. Și știu din ce am mai povestit noi așa, că aveai o viață foarte cu foarte multe călătorii. Cum a fost acea perioadă din viața ta și revenim mai aproape de prezent, cât de mult ți-a determinat viitorul sau te-a te transformat? Atunci când am început să lucrez în telecomunicații, nu au fost atât de multe călătorii, însă interacția cu oamenii era fundamentală. Îmi dorisem foarte mult să lucrez în industria asta, tocmai pentru că simțeam că aduce oamenii mai aproape unii de alții. Am uh, aplicat pentru un anume job acolo, însă în momentul în care am ajuns în respectiva companie, împreună cu șefii de atunci, am ajuns la concluzia că pot face un lucru mult mai important și mai complicat. Și a fost, uh, eu am fost foarte încântat pentru că însemna tot așa să, să relaționez cu foarte, foarte mulți oameni. Eram cumva între oamenii care făceau uh, customer care, servicii pentru clienți, și între oamenii tehnici care Țineau efectiv era un fel toate de legătură. serviciile? Da, însă era un, era un job tehnic. Uh -huh. Numai că trebuia să îmi timpul cu toată lumea, trebuia să înțeleg ce își doresc niște oameni, să-l convertesc cumva în niște sisteme și să mă asigur că lucrurile funcționează bine până la clientul final care uh -huh. utiliza telefonul. Și când a început perioada aceea în care să te mai mult între avioane? Perioada aceea a început ulterior în petrol și gaze. În același fel, în mod inițial, m-am -am gândit că voi lucra pentru o poziție din România, unei multinaționale. Ulterior, am avut șansa să fiu cooptat într-o echipă care ofera servicii, la nivel regional întâi, pe urmă la nivel global. Uh, cumva, faptul că îmi plăcea să relaționez cu oamenii, că îmi plăcea să descoper lucruri și că eram curios, m-a făcut mereu să, să avansez și să primesc... Uh, Roluri noi în companie. Cumva în 10 ani s-a schimbat foarte mult ce făceam în, în interiorul companiei, chiar dacă era cumva în, în același departament. Vorbeam cu alți oameni, vedeam alte businessuri, vedeam alte business pe alte continente. Mi-a plăcut foarte mult partea asta, partea în care vorbei cu ei, în care înțelegeai, în care vedeai lucrurile pe care le au în comun și în care încercai să aduci o soluție cât mai bună pentru, pentru fiecare. Da cât de provocator era pentru tine o video ca om, totuși această. Este foarte provocator. Sunt săptămâni în șir în care pleci de luni dimineață până vineri seara. În anii respectiv, Bucureștiul nu era atât de bine conectat cu alte capitale europene, așa cum este acum. Însă nu au două zboruri dimineață, luni dimineață, la 6 dimineața. Niciodată ziua mea nu începea mai târziu, pentru că îmi doream la 8-9 să fiu undeva într-un birou în Europa. Ziua mea se încheia vineri seara la 12-1 noaptea. Nu, nu zboram niciodată în timpul zilei, pentru că îmi doream să folosesc respectivul timp cât mai... Eficient. Cu, cu această întrebare că foarte mulți dintre oameni se gândesc că ai un job în care călătorești, ce frumos, că te vezi, dar Cumva asta vine și cu foarte multe provocări. Este, este foarte greu și pentru viața personală, și din punct de vedere administrativ, și din punct de vedere al presiunii, pentru că, evident, orice companie își dorește să reducă costurile, iar faptul că noi eram acolo însemna că trebuie să facem maximum posibil. Nu cred. Nu cred că este genul de călătorie la care te-ai putea gândi atunci când te gândești la o vacanță. Mi-au că aminte, am petrecut foarte mult timp în Polonia, în Varșovia, pentru că făceam teste acolo. După șase luni am realizat că știam, cred că strada cu birou și strada cu hotelul. Nu, nu vezi foarte multe. Nu, nu, ai timp. Nu ai timp. Dar abia după șase luni i-am rugat pe colegii de acolo într-o zi, haideți să, să mergem în oraș, haide să ne oprim mai devreme și haideți să mergem și noi undeva în centru să vedem altceva decât văzusem până în, până în momentul respectiv. De bine, cred că acum etapa Erai și mai tânăr, și atunci era Absolute. etapa în care puteai să-ți permiți să faci aceste. Da, e, am spus mereu că genul ăsta de poziție este bună până la un anumit punct în viață. Pentru că nu. E nevoie de foarte multă energie și forță, forță fizică. Pur și simplu trebuie să. Trebuie să fii capabil să te menții și să, să faci lucrurile în ritmul ăla nu e un job de 8 ore pe zi, nu avea cum să fie un job de 8 ore pe zi, era probabil minim 10 ore. Ok, ne duceam să mâncăm, ne petreceam puțin timp la o cafea, dar dacă nu mergi, inclusiv ora la care plecam de acasă din România, ora la care ajungeam noaptea acasă în România vineri, e un job care îți acapara o mare parte din viață. Acum, dacă te uita în spate, mai face asta? Da fără problemă. N-ai schimbat parcursul? Nu, în niciun caz. Cum, cum crezi că, că te-a ajutat? Cum, cum l-a transformat pe o video care este acum această experiență? Vezi foarte mulți oameni. Vezi foarte multe culturi. Iar pe mine personal m-a transformat din cauza faptului că sunt cumva curios. Nu era doar să implementăm un sistem. Era de ce faceți asta? Cum faceți lucrul ăsta? La ce vă folosește? Cum faceți asta? Cum arată o stație de benzină văzută din interior? Ce vedeți acolo? Cum arată o cisternă? Ce controlați la ea? Ce vreți să vedeți la o instalație de extracție? Și de multe ori am rugat, duceți-mă și arătați-mi lucrurile astea. Și pentru mine era, vedei foarte multe și înțelegeai foarte multe. Și atunci înțelegi inclusiv de ce au nevoie de un anumit lucru. Uhum. Atunci când ești tehnic, când faci numai parte tehnică de implementare Îți, știi, îți cunoști foarte bine aplicațiile cu care lucrezi Dar ție, ți se spune, vei primi datele A Vei face niște lucruri, vei configura aplicația într-un fel Și la ieșire avem nevoie să vedem B Dacă vrei drumul simplu, tu trebuie să faci lucrul ăsta și nu te interesează de unde vine A Și mai ales nu te interesează de ce ei B în partea cealaltă. Deci faci -o, o chestie mecanică, o lucru... Tu pur și simplu implementezi, configurezi ceva, te asigur că este funcțional, te asigur că au dreptul să-l folosească și așa mai departe, fără să te întrebi cât efort este în spate ca să găsim acele date, cum le pregătim și mai ales de ce în partea cealaltă avem nevoie de back, cui îi folosește, ce face cu, cu el. Asta am... Mi ceru, scuze, o ambulanță pe, pe fundal. Am avut, am avut mereu această curiozitate și mi-a folosit foarte mult pentru că îmi dădea o imagine mai, mai largă a ceea ce se întâmpla acolo și de ce oamenii aveau nevoie de ceea ce configuram eu și cât era de important pentru ei. Iar oamenii au simțit că pot vorbi cu cineva care înțelege. Și dacă ai răbdarea să vorbești cu ei și să înțelegi, s-ar putea să descoperi că, de fapt, ei nu au nevoie de lucru pe care cineva îl planificase că tu ar să-l faci. S-ar putea ca ei să aibă nevoie de ceva care să le simplifice viața cumva uh -huh. și s-ar putea să poți face un lucru și mai bun pentru ei. Dar mă gândesc oare câți dintre oameni sunt atât de curioși încât să înțeleagă. Um, și cât de, cât de mult s-ar schimba lucrurile dacă am fi mai mulți la fel de curioși să, să vedem lucrurile mai în profunzime. Cred că dacă le-am privit în felul la genul că. Sunt fiecare proiect sau fiecare sarcină pe care avem e diferită. atunci am putea să ne gândim că și discutăm cu oameni diferiți și că facem lucrurile diferit. Nu am avut, nu pot să spun că am avut senzația că fac același lucru, chiar dacă era același proiect și îl făceam în 10 țări. Nu, nu a fost niciodată același lucru, mereu a fost ceva diferit. Au fost caractere chirilice, s-a mutat în cloud, s-a erau alt gen de, de permisii, s-a schimbat organizația și oamenii erau în, altă, erau în alte roluri. Mereu este altceva, dacă vrei să privești dincolo de, de Bine, ecran. Acum, fiecare zi este diferită și fiecare ba. experiență este diferită, și exact cum ziceai tu, și asta îmi place că ai punctat de mai multe ori, învățăm de la oameni și fiecare om își aduce aportul lui în viața noastră. Și asta ar trebui să înțelegem cât mai mulți dintre noi. Să fim deschiși în a cunoaște oameni și în a evolua prin oameni. Cu siguranță. Da, noi suntem ființe sociale. Vreau să merg un pic, trecem la zona de antreprenoriat. Ce te-a determinat pe tine să iei decizia de a renunța la un job bun, la o poziție bună, să pleci pe compropriu? Pentru că îmi place să ating mereu subiectul acesta de antreprenoriat care este prezentat ca ceva wow, devii propriul tău șef. Faci. Dar nimeni nu vorbește ce este în spate și cât de sigur pe tine trebuie să fii și cât de multe... Da. Nu știu dacă cât de sigur, că nu cred că trebuie neapărat să știi ce te așteaptă când faci antreprenoriat, că poate nu l-ai mai face niciodată. Da? Spune-mi tu, te rog, pentru că ai un business de succes de atâta timp, câți ani de când? 19. 19 ani. Și pe vremea nu erau foarte mulți curajoși. Cumva am vrut tot timpul, mi-am dorit tot timpul să am businessul meu, să am colegii mei, să facem lucrurile așa cum vrem noi, acea tentație pe care evident o are orice antreprenor. Pe urmă au fost un, un cumul de factori. Vorbind cu foarte mulți oameni, am înțeles că din poziția de consultant la un moment dat, poți aduce mai multă valoare atunci când ești independent într-un fel sau altul. Și o corporație apreciază foarte mult o privire din exterior independentă care nu este influențată cumva de, de modul în care lucrurile se întâmplă acolo până în, punctul, până în punctul respectiv. Pe de o parte. Pe de altă parte, în prima fază a fost din mai mult din considerante administrative. Nu, nu, doream, nu era fix ceea ce îmi doream să fac în momentul respectiv. Însă am avut o oportunitate să încep să lucrez pe cont propriu cu ei și am luat această oportunitate. Pentru mine, în momentul ăla nu pot să spun că mă gândeam la asta ca și cum ar fi propria mea afacere sau că sunt antreprenor. An de zile mai târziu am realizat că eram proprietarul unui job în, în continuare. Mi-a mi luat cam 2 ani de zile să realizez că de, de acolo vor începe schimbări, pentru că în prima zi nu, nu s-a schimbat absolut nimic pentru mine, colegii rămăseseră aceiași, proiectele rămasă aceleași, drumurile erau în același, în același ritm și lucrurile au continuat oarecum asemănător. Am început să văd ce înseamnă faptul că trebuie să-ți planifici tu niște lucruri, faptul că nu mai ești sub clopotul de sticlă al corporației, nu mai ești sub uh, umbrela lor și trebuie să îți aranjezi lucrurile singur. Bineînțeles, atâta vreme că lucram pentru ei, aveam în continuare serviciile lor, suportul lor, infrastructura lor din spate și toate recomandările lor extraordinare legate de călătorii, de siguranță, de uh -huh. proceduri pe deci care le, le respectam. Erai practic ei devenițele clienții tăi, dar funcționai în continuare ca un Funcționam în continuare ca și cum aș fi în interiorul companiei. A fost foarte folositor pentru că oamenii cu care vorbeam aveau nevoie să discute cu cineva care înțelegea ce se întâmplă acolo și cred că a fost o deschidere și o conversație mai bună în toate cazurile cu cineva care trăia împreună cu ei în companie și era sub aceeași presiune a raportărilor și a termenelor și a lucrurilor care trebuiau liprate. Și după cum și practic după ce ai încheiat colaborarea cu ei sau ai avut în continuare clienți când te-ai hotărât să iei și alții? Nu, am avut în continuare și aveam în continuare clienți. Oh, ce tare. Uh, Într-un punct, au venit cineva a venit la mine și m-a întrebat Crezi că ai putea să aduci mai mulți oameni care să facă lucrul ăsta? Dar noi avem nevoie de resurse, nu avem timp, nu avem timp să educăm resurse în momentul ăsta, dar dacă tu ai vrea să faci lucrul ăsta, noi vrem să le, să le luăm. Însă ne așteptăm să fie răspunderea ta, să găsești oameni, să-i angajezi, să-i pregătești și să X o responsabilitate pentru ce se face. Am spus da. Cum v-am spus da, era foarte mult, era foarte asemănător cu ce făceam. Mă aduc aminte că în seara aia era vineri și era acea zi fericită în care mă întorceam acasă, noapte, bineînțeles, și noaptea în avion mă, mă gândeam, Dumnezeule, de ce am spus asta, pentru că până acum lucram singur. Apropo, din 2005, de când am fondat compania, lucram de acasă. Mă duceam, mă duceam la birou atunci când era nevoie. Deci, tu practic, ai, tu ai inventat lucruri de nu, from home. Nu l-am inventat, <laughs> <l -am> inventat <laughs> eu, dar în 2005 era aproape necunoscut. Eu am avut foarte multe întrebări de la ANAF, de la bănci, de la. M-au întrebat cum adică lucrez de acasă și ce anume faci, configurezi server în Malaezia, de aici. Și de ce te plătesc de la Londra? Pentru că așa vor să facă, pentru că așa e contractul. Da, le dădea cu virgulă un pic. Cumva, da, erau, erau surprinși. Revenind, când mi-au spus că ar vrea să aibă mai, mai mulți oameni, mă gândeam în seara aia, de ce am spus lucrul ăsta? De ce, de ce nu am stat eu liniștit? eram singur, aveam proiectul meu, lucram de la mine de acasă, când nu stăteam, nu stăteam prea mult acasă, oricum zburam, zburam non-stop. Dar cum să va schimba puțin? Va trebui să-mi găsesc birou, va trebui să-mi colegi. Va trebui să învăț. Simțeai că ți complici viața? Da, spusesem deja, da, nu mai am ce să mai zic. Astea, astea erau gândurile mele seara în avion, întorcându-mă acasă. Se fac. Una câte una se fac toate. Ai să găsești oamenii care trebuie... Și chiar dacă nu-i găsești din prima. Oh, nu. La început nu știi foarte exact ce faci. Oricum, pentru mine, faptul că angajasem oameni și că lucram cu ei nu semna că eu nu aveam proiecte cu corporația și că nu munceam. Însemna că mai am o bătăie de cap în plus. Că practic treceai de la a munci singur, deja aveai o echipă în subordine și trebuia să fii și liderul lor. Da, dar lucrul ăsta se înțelege greu. Pentru mine a venit... Eram foarte prins de proiectele mele și de munca mea și la un moment dat început să fim mai mulți și să-mi dau seama, nu, trebuie să ne organizăm puțin, trebuie să, trebuie să înțelegem, să conștientizăm cum facem lucrurile aici. Trebuie să înțelegem care sunt valorile noastre, ce facem și ce nu facem. Nu suntem doar niște puși cu niște laptopuri care livrăm. Și livrăm foarte mult. Nu aia era problema. Problema era că ajunsesem într-un punct în care am zis nu. Trebuie să înțelegem cine suntem noi și să avem o direcție. Probabil că de atunci începe leadership -ul. Da, asta e un, un, un subiect despre care vreau să discutăm, pentru că este foarte important ca oamenii să înțeleagă ce este leadership și cum să te comporți cu oamenii și care este diferența între un lider bun și un manager. Și dacă ai putea să-mi spui așa din punctul tău de vedere, cum te-a ajutat faptul cu echipa ta, faptul, cum te-a ajutat faptul că ești lider în echipă ca să funcționeze mai bine echipa? A fost, cred că a venit cumva natural. Mi-am dat seama că oamenii nu aveau atât de mult nevoie să le spună cineva ce să facă, cât aveau nevoie de cineva care să îi asculte și să îi încurajeze să-i susțină în inițiativele lor. Nu era, nu era că eu trebuia să mă duc să le spun acum face aia sau acum nici astăzi nu le spun colegilor mei ce anume să facă. Știu, cam toată lumea știe încotro, vrem să mergem, ce avem de făcut, care sunt pașii. Deci pentru mine, lider a însemnat cumva să, să fiu omul la care vin ei, omul pe care îl întreabă și să pot să le dau răspunsuri oneste și să putem să mergem înainte. Și, practic să-i faci pe ei să crească. Să-i faci pe ei să crească. Nu M-am ferit în general de, de a face micromanagement și de a, de a pune toate lucrurile și de a mă uita. La început tentația este foarte mare pentru că zici nimeni nu poate să facă atât de bine ca mine. După aceea încep să realizez că fizic nu mai poți, nu mai ai timp. Și atunci încep să spui bine, le deleg. Astăzi poate nu să facă atât de bine ca mine a 10 oară o să facă mai bine decât aș fi făcut eu. Asta este un lucru atât de important, acest micro, să scăpăm de acest micromanagement. Cum ai reușit? Cu greu. A fost, au fost ani de zile în care pur și simplu am, am continuat să muncesc tehnic și până într-un punct în care am dat seama, trebuie să aleg. Îmi conduc compania și îmi conduc echipa sau Continui să fiu un consultant tehnic. Îmi plăcea foarte mult să fiu consultant. Îmi plăceau proiectele pe care le făceam. Și la un punct am, am luat decizia nu. Voi, mă voi ocupa de companie, mă voi ocupa de echipă pentru că e un lucru care mă bucură, e un lucru pe care îl datoresc colegilor mei. Colegii mei au nevoie de un lider, nu au nevoie de un șef de echipă. Uite, acum e pentru prima dată când realizez că, de fapt, în momentul în care e decizia de a fi lider și a-ți crește compania, este momentul în care te detașezi din a mai munci tu, a face, muncești în continuare, dar a face tu jobul acela 8 to 6, 8 to 5, 8 to 8, da. 6 seara. Absolut. Deci este pentru prima dată când. Te detașezi o... de acel lucru. Realizez. În primul moment nu mă detașasem. Eu m-am gândit, așa cum făceam tot timpul, le pot face pe toate. Sunt 24 de ore în zi, poți să le faci pe toate. Atunci când eram doar un consultant în corporație, unul din șefi mi-a spus termina cu abordarea asta a ta la tine, zice, dacă îți spun la 8 seara că vrei ceva, știu cum te gândești. Da, o rezolv până pe la 12 până noaptea se, se face. E foarte greu să te detașezi de, de lucrul ăsta. Da. Pentru că partea tehnică este simplă. Depinde de tine. Și rezultatele sunt măsurabile și vizibile imediat. Este mult mai greu să lucrezi cu oameni, este mult mai greu să inspiri o echipă și să, să împingi lucrurile, lucrurile înainte. Deci cumva zona de confort era partea tehnică. Da, păi era zona pe care o cunoșteai. Da, era zona pe care o cunoșteam, în care mă simțeam absolut confortabil. Era foarte ușor să mă, mă duc undeva să vorbesc o oră sau două despre proiectul pe care doream să-l implementăm și cum anume funcționează și ce anume să, trebuie să facem. Da, incredibil. Yeah. Wow, da, am avut un aha moment. Vreau să ne apropim un pic mai de prezent, pentru că știu că în timpul pandemiei s-a produs o schimbare la tine okay. și vreau să atingem un pic și de cartea care te-a inspirat pe tine să, să schimbi un pic okay. mindset-ul modul de a gândi, modul de a vedea da. lucrurile. Cum spuneam, modul ăsta de viață vine cu, vine cu un cost. Care se resimte într-un fel sau altul? Trăiești destul de dezordonat și de neatent și la mine costul a fost, așa cum știi, într-o greutate mai mare, mult mai mare decât ar fi trebuit să fie, mult, mult mai mare decât ar fi trebuit să fie. Cumva am știut tot timpul că pot să reduc acele kilograme în plus, numai că eram tot timpul conștient că am nevoie de un cadru în care să o fac. Dacă tu trăiești 5 zile pe săptămână, 14 ore pe zi la birou și în rest trăiești într-un hotel de 4 sau 5 stele, nu ai foarte multe șanse să ai grijă de ce mănânci, nu ai foarte multe șanse să faci vreun fel de mișcare și lucrurile astea după vremea se simt. Din asta am și spus că Poate nu e un job bun pentru oameni peste 40 de ani. Uh -huh. E bun poate până la vârsta aia. De la 40 de ani încolo ar trebui să te gândești să poți să coordonezi niște consultanțe. Și care a fost aha momentul? Acel moment în care ai zis gata stop. Am avut șansa în 2019 înainte de pandemie să primească două carte care se numește Atomic Habits. Care e acum foarte răspândită. Există și traducerea în română cred. Cartea respectivă... Adică obiceiuri care nu sunt atomice, da. <laughs> să le numesc așa. Mici obiceiuri izolate. Pentru mine, cartea respectivă a fost un moment de, de click. În sensul că acolo spunea că dacă vrei să faci o schimbare, nu trebuie să faci o mare schimbare dintr-o dată, ci trebuie să pornești cu o schimbare mică, dar care să fie constantă. Spunea că disciplina e mai importantă decât acea mare schimbare și acel mare efort. Și spunea chiar, fă cele lucruri. Pentru că, evident, știam ce ar trebui să fac. Dar îi spuneau, în cartea respectivă, domnul respectiv, James Clear, spune, fă cele lucruri să fie la îndemâna ta, să fie ușor de făcut, să fie plăcut de făcut. Nu trebuie să te gândești că dacă ai o greutate mare, ar trebui să faci efort. Bun, și mă duc să alerg 10 km pe zi, pentru că e un efort foarte mare și în al doilea rând s-ar putea să alergi 2-3 zile. A patra zi să nu o mai, mai vrei. Dar te poți gândi ce anume poți face tu și să începi de acolo. Ăsta a fost pentru mine mesajul aha al cărții. Iar el a spus următorul lucru, printre alte lucruri din carte. Ai putea să-ți numeri caloriile pe care le mănânci. Pentru mine ăla a fost momentul aha. Aș putea să număr caloriile. Era 2 martie 2019. Am căutat pe net cu ce pot să măsur calorii. Am găsit aplicații care sunt gratuite, care sunt plătite. Am luat una din ele și am zis de ce n-aș scrie calorii astăzi. Ulterior m-am dat seama că din cauza jobului meu, din cauza IT-ului, din cauza formării mele, eu sunt un om care numerele îi spun ceva. Pentru mine e ușor să înregistrez diferite tranzacții numerice și mai ales să mă uit la ele și să le înțeleg. Pentru mine spun ceva. De foarte multe ori în corporație râdeam că jobul era să te uiți la o mare tabelă plină de înregistrări, să detectezi tu o anomalie, ceea ce face inteligența artificială, după care să începi să te gândești de unde a venit și care sunt cauzele. Și după aia să înțelegi cine a făcut respectiv acțiune și de ce. Deci pentru mine am mă uita la cifre și a le înțelege și a vedea ceva ce nu era în normal în ele era, era un lucru obișnuit. Când am început să înregistrez calorii, lucrul ăsta mi-a dat seama că mi se potrivește. Asta a fost un alt mare aha din cartea respectivă. Din 2 martie 2019 până acum, Atunci a început tot. Cred că am înregistrat și ultimul biscuit de mâncat într-un avion. Doamne, dar asta câtă disciplină? E, e mai simplu decât... Sună? Nu, dacă e o activitate pe care o poți face ușor și pe care ți-o optimizezi cumva, orice fel de activitate, nu să scrii calorii, este simplu. Până la urmă, să fii obez și foarte, foarte mare este greu. Să-ți menții greutatea este greu. E alegerea ta... Cu care greu vrei să. Da, câte kilograme ai dat jos? Mai mult de 110, spre 120. Wow. Da. Da. Nu s-a întâmplat peste noapte. Ăsta e alt lucru. Oamenii se așteaptă să, poate nu știu, să se ducă o dată la sală și pe urmă să aibă corpul la can. Nu s-a întâmplat. Sau aleg varianta ușoară aceea de a se, a se opera și aș și micșora stomacul. Da, am, am medici în familie, opinia. opinia lor a fost că poate operația este efectiv ultima alternativă sau o face atunci când există o condiție iminentă care îți amenință, îți amenință viața. Am, eu am început să fac lucrul ăsta, să scriu calorii, fără să pun foarte multe restricții și mi-am dat seama că aș putea să reduc puțin caloriile, nici nu e nevoie să le reduc foarte mult și doar să fiu un pic mai atent și mai disciplinat. Nu era, numai de, nu era numai de calorii și de cât mănânci, este de somn, cât dormi. Am început să dorm mult mai mai regulat, începusem să călătoresc mai puțin, îmi, doream, îmi dorisem foarte mult să călătoresc mai puțin și am călătorit mai puțin. Este de câte miști. Mișcarea n-a venit în primul moment. Din 2019, din martie, până în sfârșitul anului, cred că slăbisem undeva la 10 kg, nu mai mult. Era, foarte, era aproape invizibil pentru mine, nu, nu, se vedea. Dar eram foarte încântat că găsisem o rutină pe care eu puteam să o urmez. Găsisem un lucru care mie mi se potrivea. Cumva, din cartea asta. În momentul în care a venit pandemia și am stat în casă, pentru mine a continuat la fel, am, puteam să lucrez de acasă, eram după era cum știi, eram antrenat, da. Nu era prima dată. Problema era că mi-aș fi dorit poate să ies puțin, să mă mișc puțin, să fac puțină mișcare. Nu se mai putea, evident, era lockdown. În momentul ăla am realizat că am în casă o bicicletă cardio, cumpărată de 3 sau 4 ani pentru bune intenții. Era nouă nouță și nefolosită, instalată în, în living. Era mobilă. Era mobilă. Era pentru bune intenții. Chiar și atunci când eram foarte mare, mie îmi plăcea să merg cu bicicleta și am zis, da, de ce n-aș încerca puțin? 5 minute, după aceea am început să pedalez 10 minute, după aceea 15, după aceea 20. Dar toată asta a venit în niște luni de zile. În momentul în care am început să pedalez, fie și 5 minute, deci după un an de zile, pentru că lockdown a venit în 15 martie 2020, deci era deja un an, în momentul în care am început să pedalez acele 5 minute pe zi, am început să slăbesc 5 kg pe lună. Lună de lună. Fără să fac altceva, fără să-mi fac vreo restricție de mâncare, fără, fără nimic altceva. Și mi-am dat seama, s-ar putea ca dacă eu sunt consistent și mă țin de lucrul ăsta în continuare, să slăbesc. Și lucrul ăsta s-a întâmplat în felul ăsta natural, fără, fără să se întâmple, fără să fac altceva. Fusesem înainte la, la foarte, foarte mulți nutriționiști, lucru pe care îl recomand oamenilor în situația asta să-l facă, pentru că îți vor recomanda niște regimuri foarte bune, niște regimuri alimentare care să se potrivească cu tine. Aveam așa ceva, mi-a fost foarte simplu să iau unul din ele cu care mă simțeam cel mai bine și să mă țin de el. Da, trebuie să fii practic tu pregătit. Tu pre trebuie să fii pregătit mental. Ca să faci schimbare. Da, eu renunțasem să mă duc la nutriționist pentru că mi-am dat seama că dacă eu nu fac ceva, cu toate bunele lui intenții și cu toată competența și cu respectivele regimuri, nu vom avea rezultate. Rezultatul venea numai de la mine. Deci, practic, tot ce ai făcut tu în acești patru ani, cinci, 5, 5. 5 s-a întâmplat datorită disciplinei, datorită curiozității, nu? Da. Că ai căutat varianta care să ajute să da. numeri caloriile și a faptului că ți-ai schimbat mindset-ul. Și totul a plecat de la o carte. Mindsetul se schimbă atunci când, când acționezi și când vezi rezultate. Când vezi că acul ăla, indicatorul se mișcă într-un sens sau altul, mindset-ul se schimbă. Am citit altă carte care mi-e foarte dragă, aceea cu arta subtilă a nepăsării. Și acolo spune că nu trebuie să aștepți să fi motivat ca să faci un lucru pentru că nu o să fi motivat sau o să fie zile în care nu ești motivat dar dacă vei acționa în fiecare zi dacă vei fi disciplinat și știi că în fiecare zi am să fac lucrul ăsta va veni și motivația. Uite, pentru că ne-am apropiat de final timpul zboară repede Dacă ar fi să dai deci trei cărți ar fi Atomic Habits da. Arta Simplității a Nepăsării Arta Subtilă Nepăsării subtila nep 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 și încă una pe care, pe care telespectatorii nu știu să rămână Mm. Think fast and slow, Daniel Caneman. Gândiți încet și rapid. Da. O video, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. A fost cu adevărat o emisiune inspiratoare și inspirațională, și sper că mulți oameni care te, te vor urmări să, să, încep, să înceapă să aplice sfaturile tale sugestiile tale, nu sfaturi mulțumesc. și să schimbe viața. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire duminica viitoare la ora 5 la oameni care ne inspiră. O zi frumoasă în continuare!